Credincioșii din satul Ivrinezu Mare, dar și din zonele învecinate au participat astăzi în număr mare la slujba închinată hramului Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul. O sărbătoare mare care a intrat în tradiția satului, dar și în atenția autorităților locale din peștera. Enoriașii au sosit la biserică încă de la primele ore ale dimineții și nu puține au fost aceia care au ales să-și sărbătorească ziua onomastică în mijlocul comunității, participând la slujba oficiată în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Este o zi foarte importantă pentru mine, deoarece eu aici în parohia aceasta nu sunt preot de foarte mult timp, sunt venit în luna august, am preluat de la preacucernicul părinte Cristian și sunt foarte bucuros să fiu astăzi în mijlocul credincioșilor mei pe care îi păstoresc. Le mulțumesc pe această cale căci astăzi este și ziua numelui meu. Mai mare este bucuria pe care o împărtășesc astăzi cu toți credincioșii de aici din parohia mea și sper ca bunul Dumnezeu pe mai departe să ne asculte rugăciunile și să ne sălășluiască în corturile dreptilor. Rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Sfântul Ioan Botezătorul să aibă grijă de parohia noastră, iar celor care au fost aici să le răsplătească Dumnezeu însutit. Enoriașii s-au rugat până la orele prânzului pentru sănătate, aducând în același timp rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Astăzi am venit la biserică, că e hramă biserice și ne este foarte drag de părintele, este și ziua lui, e și ziua bisericii și noi ne bucurăm în fiecare duminică să venim la biserică și să fim aici prezenți. De ce ați venit astăzi? O slujbă mare, ziua lui Sfântul Ioan Botezătorul și așa venim noi creștinii la biserică de ziua asta. Astăzi am venit la biserică să sărbătorește Sfântul Ioan, ca așa se numește biserica noastră, și am venit la biserică. Obișnuiți să veniți în fiecare duminică, de fiecare sărbătoare? Da, da. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru familie și pentru ceilalți oameni și pentru țara noastră să fie mai buni și să avem și iarăși un nou an mai bun, cum am avut și pe celălalt. La final, spre orele amiezii, preoții au ținut o scurtă cuvântare pentru credincioșii prezenți, în care au vorbit despre importanța acestei sărbători, apoi părintele parohiei din Ivrinezul Mare, Alexandru Poterniche, le-a oferit edililor Valentin Vrabie și Todorel Grosu câte o icoană. Să trăiți, să fiți sănătoși și vă mulțumim pentru toate câte faceți pentru noi. Vă rog frumos să veniți să... După slujbă, toți enoriașii au fost invitați la Căminul Cultural la o agapă frățească. Da, este sărbătoarea satului Ivrinezul Mare, pentru că biserica din satul Ivrinezul Mare poartă acest hram a Sfântului Ioan Botezătorul și se sărbătorește în fiecare an. Oamenii se adună cu micul mare, după boboteaza de ieri, astăzi vin și petrec și... cum să spun eu, un obicei care se păstrează, mă bucur că vin oameni din ce în ce mai mulți, asta înseamnă că oamenii devin din ce în ce mai buni și le pasă unii de alții. La mulți ani, în primul rând, și sănătate, să știți că oricât de multe probleme am avea, dacă avem sănătate, trecem peste toate. Și putere, știți, să nu ne rugăm la Dumnezeu să ne facă viața mai ușoară, ci să ne rugăm la Dumnezeu să fim mai puternici, să trecem peste toate problemele pe care, inerent, viața ne le pune în cale. În fiecare an, pe 7 ianuarie, sărbătorim soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan.